găsit la Jurnal Economic. Tendințele anului 2014 arată mai mulți turiști comparativ cu 2013, dar și sejururi cu până la 5% mai scumpe. S-ar putea ajunge la o valoare medie a pachetului achiziționat de 638 de lei pentru destinații interne și 1578 de lei pentru cele externe, arată un studiu din domeniul turismului. În primul trimestru al lui 2014 față de aceeași perioadă a anului 2013, pentru destinațiile interne se constată o creștere de 5% pentru rezervările early booking, 50% pentru programul o săptămână de refacere și 100% pentru programul zile gratuite de vacanță. Se observă un plus de 7% pe litoral, 30% pe zona Crișanei, 20% pentru Transilvania, 10% pentru Bucovina și 30% pentru Muntenia. Maramureșul a marcat tot un plus de 30%, în timp ce Oltenia și Banatul au înregistrat o creștere de 5%. În ordinea volumului de vânzări, destinațiile externe cele mai căutate au fost Turcia cu un plus de 20%, Grecia, Spania, Italia, Franța, Austria și Emiratele Arabe. Aproape 3600 de rezervări erau raportate luni dimineață în sistemul informatic al Administrației Fondului pentru Mediu pentru ediția din acest an a programului Rabla. Astfel, erau înregistrate 3569 de rezervări de tichete Rabla, din care 3522 validate, o rezervare în curs și alte 46 invalidate, din cauza datelor completate greșit sau eronate. În aceste condiții, la ora actuală, în sistemul informatic al AFM, sunt disponibile 13.431 de tichete valorice. Toate aceste informații sunt accesibile pe site-ul administrației și vor fi actualizate zilnic până la epuizarea stocului de tichete. Persoanele fizice interesate să achiziționeze un autovehicul nou prin programul Rabla se pot înscrie la dealerii auto și ulterior își pot casa mașinile mai vechi de 8 ani la oricare dintre centrele REMAT autorizate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră.